patronii acestui magazin din Constanța nu au mai vrut să investească bani într-o magazie, așa că au îndesat apa plată și sucurile în toaletă. Priviți, peturile sunt aproape lipite de coșul de gunoi și de WC. Acum, lăsați-mă și cer scuze pentru mitocănia acestei declarații. Slavă Domnului că era o vânzătoare în magazin, că nu vreau să-mi imaginez ce se întâmpla dacă era un domn ce mai cădea pe sticlele alea. Directorul de la Protecția Consumatorului a pus lacătul pe poarta unității, iar apoi a trecut la verificarea unui restaurant din imediata apropiere. Doamnă scumpă, vă opriți acolo unde sunteți? Lăsați-le așa, curățenia a fost de aici să venim. Într-adevăr, la capitolul curățenie și igienă, angajații au rămas corigenți. Un flux tehnologic care făcea ca procedurile să pună în pericol sănătatea umană să fie nesigure în sensul spălării ouălelor peste carne. Salmonela de ouă, dacă trece pe carne, devine o procedură periculoasă. Deci legumele murdare se spălau pe silucurile curate. Iar modul în care erau depozitate alimentele lasă mult de dorit. De la ce folosiți borcane? Sunt borcane de sos de susan, sunt puse de fete la muiat ca să le spele. Și ce vor să facă cu ele după ce le spală? Se vor umple cu sos de susan. Nu ați auzit de recipiente pentru alimentația publică? Și activitatea restaurantului a fost sistată până la remedierea deficiențelor, însă bomba vine acum. Aceste imagini au fost surprinse la un magazin tip fast food, care funcționează chiar în incinta unui liceu. Spre șosea se vindeau spre publicul larg, pe ușa din spate, tabla opusă, se vindea tinerilor și am văzut în ce hal erau depozitate sandwich-urile și eu mă întreb, doamna avea copii sau mâncare în viață, un câine acasă, ceva care să o facă să gândească de două ori. Le puneți într-o pungă și vă alegeți animăluțul, da? Foarte bine. Pe 6, Constantin și Elena, poate cheamă pe vreo pisică, Elena. La vreo motan Constantin. Magazinul a fost închis, iar unitatea nu va mai avea voie niciodată să comercializeze mâncare de tip fast food sau dulciuri în acest loc.